Adică ești bine și cu ea și fără ești ea, bine frate. Și cu ea și fără ea. Eu. Da. Asta zicea. Bine. În relație cu Alexandra văd că mai avem câteva chestii. Dar am putea să ajungem în punctul în care am fi bine. Când ești mai bine? Când ești fără ea sau când ești cu ea? Acum sunt bine oricând. Ești bine oricând. Ce sens mai fericit eu? Când ești? Când ești cu ea sau fără ea? Când sunt cu ea și chiar nu ne certăm, nu avem, nu știu, îmi înțelege și ea glumele, înțeleg și eu, așa chiar mă simt bine cu ea. Tu ești bine și cu Gagea și fără Gagea? Nu, eu în momentul de față nu mă simt ok fără el. Nu înseamnă că nu pot fi. Dar acum nu mă simt ok fără el și de asta mă și consum. Îl văd pe el așa. Că altfel renunțam de mult și eram ok probabil acum. Bun, ce dar nici nu faci? Pot în același timp, nu pot să fiu cu un om care nu mi oferă efectiv nimic și din contră chiar ia totul în râs și nu-l interesează de spune-mi noi. Spune-mi ce ar trebui să-ți ofer. Nimic. Ok, o să țin cont. Dacă eu am vorbit degeaba. Mâine nu-mi reproșez că nu ți-am oferit nimic, asta ai cerut. Vezi? Te întreb frumos, spune-mi ce-ți dorești ca să fie bine. Tu nimic. Păi mâine îți dau nimic. Ești ironic? Vedeți, doamna Andreea, dacă nu putem să fim serioși și maturi. Dacă Gagea ar părăsi casa iubirii, ți-ai dori să pleci cu el? Nu mai vreau să răspund în momentul de față la asta. Efectiv refuz. Pentru că dacă el tratează așa subiectul, pot trata și eu. Nu mai vreau. Plus că nu știa. Întâmplă. Nimic. Ce te-a rănit din ceea ce ți-a spus el? Nu așteptam să aibă discuțiile astea cu multă, în comparație putea să le aibă cu mine, nu cu el. Le-am avut și cu tine. Ce sentimente ai pentru Gagea în momentul de față? Cum am spus și Carol, și simt că-l iubesc. Poate simt greșit. Pentru că el se pare că nu oferă aceeași chestie. Nu. Doamna Andreea, eu cred că pe Alexandra o ține lângă Gagea în momentul de față indiferența lui. Da. Atât. Nu cred că are sentimente pentru Gagea. Robi, asta ai spus tot timpul, lasă-mă. N-ai. Dar și are de... Hai, tu, pentru simplu fapt că e indiferent cu tine, acum te-a activat el să-i dai tu lui să-i dai. Are doar Gagea. Într-un fel are dreptate. Vorbeam și eu, Robi, într-un fel are dreptate. Pentru că și intrarea ta în casă, cât ai stat cu indiferență, eu când vedeam că faci ceva, sufeream. Dar poate tu n-ai vrut să faci asta. Eu acum te tratez cu indiferență și ți-am spus motivul de ce o fac. Și tu... Ce motiv? Că nu mi-ai spus de ce faci? I-am explicat că vreau să fiu bine cu mine, vreau să... Ceea ce simt, aia o să spun. Îți vine să râzi. Dacă el era afară acum, sunt sigur că erau mult mai distanți. Nu se mai vedeau, nu se mai întâlneau. Gagea, ce simți în momentul de față pentru Alexandra? Simt că merită să mai lupt să fim bine, dar nu știu unde o să ducă. În același timp nu simți, ok. Și Gagea, de ce îmi reproșezi dacă nu simt? Ce faci, dragoste cu Sila? Nu, nu fac asta, prefer să renunț. Simți să lupți pentru ce aveți voi? Da. Dar? N-aveți nimic. Dar nu știu dacă o să ajungă neapărat într-un punct. Nici eu nu știu. Ok. Nu știu, n-am de unde să prezic viitorul. Dar pentru ea ce simți? Pentru ea, pentru Alexandra. Simt că nu pot să o las. Nu pot, a devenit și obișnuință în primul rând, dar au fost multe, multe chestii frumoase între noi și probabil acum astea ne mai țin. Nu, sincer, nu mă pot vedea fără ea, da? Gagea. Da. Dacă Alexandra o să renunțe la tine, vei lupta pentru ea să o aduci înapoi? Consider că acum, în situația în care suntem acum, ar trebui să luptăm unul pentru celălalt. Dacă ar fi să renunțe, nici eu nu o să mai fac niciun pas către ea. Pentru că nu simt, simplu. Nu, pentru că nu mai are niciun rost. De-aia. Pentru că dar nu dacă simt suntem nici acum, nimic. Dacă suntem acum cum suntem, hai să luptăm acum. Scuze, eu asta fac. Uite, și eu fac. Dar vreau să o fac lejer, nu vreau să o fac forțat. Păi eu nu fac lejer că lasă, că aș merge azi, dar lasă că merg mâine pentru că e și mâine, hey, o zi. Las că e timp, eu nu abordez metoda asta. Te pup forțat, îmi spui puiul forțat, îmi spui te iubesc forțat? Nu o spui din suflet. O spui sau nu din suflet? Te auzi? M-auzi până acolo? Nu. Vedeți? Da, 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 nu pot. Încerc să explic ceva. Ce să explici? Păi, e normal că suflet, fac din spus suflet. În camera roșie te iubesc, ai spus-o din suflet? E normal, zic-o altfel. Tu ești ok. Eu cum am spus-o? Din suflet sau nu?
Păi atunci așa mi s-a părut, dar nu așa, înțeleg. Așa ți s-a părut și așa a fost. Mi-ai cerut tu să spun te iubesc? Nu. L-am spus de la mine. Așa. L-am spus din suflet. Așa, așa și nu înțeleg, nu e în concordanță cu materialul, punct. Ce? Că ce spui nu se leagă cu materialul, frate. Păi vorbim, ok, am discutat de material și ți-am explicat. Nu am înțeles nimic, sincer, și nici Alexandra, acum nu mi-e clar. Cum ai vrea să se comporte Gagea în relație? Frate... Asta e problema, eu nu pot să mă comport cum vrea ea. Să fie mai atent, să fie mai implicat. Și eu... Ea nu-ți dă un ordin, de... o dorință a unui fete. Eu iau ca fete. Un ordin. Nu este doar un ordin. Doar zic cum am funcționat ok. E dat o șansă Alexandrei de dragul vremurilor care au fost? Într-o oarecare măsură, da. Voi? Și ți-ai dat seama că nu mai este la fel de intens cum era înainte? Ți-ai dat seama că de fapt nu este asta ceea ce-ți doreai? De fapt, cred că și-a dat seama de asta de câte ori a pus punct. Da, într-o oarecare măsură, da. Și în momentul în care v-ați împăcat și a fost totul ok, ți-ai dat seama că nu este ceea ce îți doreai? Nu, mereu am considerat-o pe Alexandra că e fix femeia pe care mi-o doresc. Dar pur și simplu, acum trebuie să dau din casă, că n-am ce face. Dar nu vreau să deschid mai mult subiectul. Cumva și părerea familiei mă face într-o oarecare măsură să văd un pic mai din spate tot ceea ce se întâmplă. Să îmi confirm eu mie dacă pot să mai fiu cu ea sau nu. Dar asta nu înseamnă iar o să interpreteze că sunt... Nu, eu... De-aia am ajuns în punctul ăsta în care să mă uit mai bine la mine, la inima mea, să văd dacă simt să-i spun te iubesc, dacă simt, nu știu, să-i aduc o floare, să nu îi le aduc din reproș, că aia nu mai e iubire. Dar, Gagea, tu ai simțit să faci lucrurile astea? Da. Fără să ți le ceară ea? Da. Să-i aduci o floare, să-i spui că e frumoasă, da, să-i spui da, te iubesc. Deci le-ai făcut? Le-am făcut, da. Nu pentru că ți le-a cerut ea, ci pentru că ai simțit tu. Da. Dar când mi se atrage atenția că nu mi-ai mai adus o floare de 2 săptămâni, nu nu-i mai aduci. Nu-i mai aduc. Vreau să adaug ceva. Tocmai de asta am fost eu deranjată. După ce el a venit de la nuntă, pentru că am știut și sunt sigură că tocmai asta l-a făcut să se schimbe față de mine, pentru că la date nu ai cum să fii alt om. Iar după ce a venit de acasă, cunosc total altul. Adică nu înțeleg, nu se leagă una cu alta. De ce ești deranjată de un sfat pe care l-a primit din partea familiei? Nu neapărat, nu sunt deranjată de sfatul pe care l-a primit. Sunt deranjată de comportamentul lui, pentru că e prea schimbat. Nu. Ar face cu mine, dar pune puțin barieră. Nu e că nici părinții tăi nu sunt de acord. Da, așa e. Este și eu nu ascult. E ciudă că tu treci totuși peste cuvântul lor și el. Normal. Eu oricum fac ce simt și ce vreau. Dar ea crede că ai mei îmi spun chestii care, nu știu, să vin aici, spun Alexandra, nu te mai vreau. Nu, mă refeream. Și crede că acolo vreau să ajung eu, dar nu vreau să ajung acolo. E dureros când știu că și eu primesc aceleași sfaturi pe care le primești tu și în același timp. Dacă primești un sfat de la părinți, bagă-le la cap. Le bag la cap, doar că nu le pun în aplicare ziua următoare. Nu le pun, din păcate. Probabil că ar trebui. Și probabil că ei mă cunosc mai decât mă cunoști tu și nu o fac. Alexandra. Da. Simți cumva că încearcă să se răzbune, poate? Nu știu dacă se răzbune, dar simt că efectiv degeaba spune el că luptă. Mi se pare că lupt singură, ca de fiecare dată. De câte ori el a pus punct, eu am încercat să nu bag în seamă punct pe care el a pus și să pun virgulă și să mai încep alt capitol. De fiecare dată am făcut asta. Și poate că nu trebuia să acord atâtea șanse. Ce s-a întâmplat aici în casa iubirii nu s-a întâmplat și nu ar fi avut loc niciodată în afară. Și asta mă refer la Patrick, niciodată. Nu a fost vorba niciodată la noi de înșelat sau de alte chestii, pentru că ne-a respectat și iubit. Dragia, ce simți acum când o vezi pe Alexandra plângând? Are dreptate în ce spune doamna Andreea. Mai ales acum, când a spus că între noi, afară, nu a fost vorba de așa ceva. Vreau să-mi înțeleagă deranjul și să înțeleagă tot ce s-a întâmplat, că pe mine asta m-a deranjat. Nu vreau să înțeleg. O știam afară că nu exista așa ceva între noi și a venit aici și am crezut că tot ce am trăit cu ea a fost o minciună. Și mi-e greu să revin la normal, așa, gata. Am mers la un date și gata, am șters tot cu buretele, pentru că am avut și eu frustrări. E
cere Alexandrei să-ți ofere timp? Da. Și să mă înțeleagă și la fel să pot să o înțeleg eu pe ea. Mi se pare că tu nu mă înțelegi deloc pe mine, nici în trecut, nici acum nu mă înțelegi. Spunând chestia asta, eu nu o să pot să te înțeleg niciodată? Păi nu o faci, n-ai putea să o faci vreodată. Păi totul că tu, de fiecare dată ai pus punct, eu am încercat să înțeleg ce am greșit și să mă remediez. Oarecum de asta sunt azi aici. Și de ce am pus ultima oară punct? Că te-ai remediat? N-are rost. Păi, vezi? Niciodată vezi nu puteam să iau un calcul niciodată, când sunt cu persoana iubită, să vin într-o emisiune de genul. Nu puteam să iau un calcul. N-aș fi făcut-o niciodată, atâta timp cât iubești. Felul cum știi că ne-am despărțit și m-ai lăsat, niciodată n-am ce putut să fac chestia asta. Ce mi se pare că efectiv nu meriți nimic. Lasă să gestioneze cum vrea el. Nu mai vreau să vorbesc.